O poveste cu tremurătoare zguduie liniștea unei comune din județul Prahova. O adolescentă de 15 ani își acuză propriul tată că ar fi abuzat-o sexual ani la rând, după ce a rămas în grija lui, pentru că mama a părăsit-o. Conform Observator News, adolescenta de 15 ani a îndurat ani întregi abuzurile sexuale din partea tatălui, dar pentru că nu a mai putut suporta tratamentele la care a fost supusă, a mers la poliție ca să povestească totul. Bărbatul a fost luat de oamenii legii și dus la audieri. În plus, fata a fost dusă și la serviciul de medicină legală pentru a-i se elibera un certificat medico-legal. În casa ororilor au stat și cei doi frații ai fetei, doi băieți de 9 și 12 ani. Nu se știe la acest moment dacă și ei au îndurat astfel de tratamente. Copiii au rămas în grija tatălui, spun apropiații, după ce mama i-a părăsit. DGSAPC Prahova a fost sesizată, iar reprezentanții au luat imediat măsuri. Cei trei copii au fost luați în grija unui asistent maternal. Urmează să se facă o anchetă socială și să se stabilească soarta celor trei copii. Tatăl abuzator a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat în în fața judecătorului cu propunere de arestare preventivă relatează Observator News